Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Danger Zone. Hai să ne dăm ca de obicei drop și să ne dăm headshot-ul. Bă fraților, dacă mai vreți episoadele genul continuare, hai să strângem la acest episod măcar 500 de like-uri și da, probabil că ați văzut și din titlu. Am făcut acest episod mai mult să vă informez, mă rog, să vă zic așa o chestie și să mai discutăm, pentru că iară nu am mai postat de nu știu cât timp, stați-o mai un pic. Ok, iară nu am mai postat de 4 zile, nu știu cât s-au făcut, 3-4 zile, habar n-am. Zilele astea am avut super multă, mă rog, super multă treabă, a fost și Lenia și am mai fost prin unele locuri, n-am avut timp să filmez, am fost super, super obosit. Dați-mi follow pe Instagram, Raul2K, uitați aici vă scriu în chat, Raul2K, acasă aflați ce mai fac eu în timpul liber când nu postez sau chestii astea, tot timpul pun story. Eu pun story-uri de obicei și pe YouTube, dar na, hai să dăm netgraf 0, că mă enervează FPS-urile alea. Tot timpul am FPS-uri mici când joc Danger Zone cu Egg, deci când joc fără hack am 200, când joc cu Egg 100 și asta e datorită faptului că, na, sunt foarte multe vizuale, sunt multe, multe chestii de văzut prin pereți. Oh shit, hai să zic, ce e aici? Bă, dar n-am bani, sau? Ah, bă, da, am bani, hai să deschidem să vedem ce e aici. Da, n-am mai apucat să postez deoarece am fost plecat, am fost la ziua cuiva. Ăsta e ce? Target. Mamă, îmi dă 500 să omor un target și eu nu știu care e targetul. Ăsta mi-e cu mine în echipă. Așa, am fost plecat la ziua cuiva, am fost și cu bicicleta, am zis să mai fac sport, mai ales că noi acum nu știu dacă voi știți bine, în chestia pot să mi-i, dar am zis să mai fac și eu sport, că na, totuși, adică m-a motivat chestia asta de la ora de sport. Noi la ora de sport trebuie la fiecare final de săptămână să facem un tabel, mă rog, am primit modelul de tabel, noi trebuie doar să-l completăm, am primit un model de tabel pe care trebuie să-l completăm și să scriem acolo ce fel de mișcare am făcut sau câți pași ne scrie pe telefon că am făcut, să vadă și profa de sport că facem ceva mișcare. Și am zis, bă, dacă tot scrie acolo, hai mă să fac și ceva sport, să nu fiu bulangiu, să mint. Și am mers cu bicicleta vreo 20 de kilometri, am găsut că îmi pică plămânii. Am fost 20 de ceva de kilometri într-o zi, având în vedere că eu n-am mai fost cu bicicleta de când am făcut Glovo. Și credeți-mă că e foarte mult timp de atunci. Ok, mamă, 3 kg deodată să moară Jaxala. Și am și ăla de la Valve. Stați să mi-l scobă, băieți. Nu, stați-mi scot clanta cu așa. Uai, îmi scrie Valve nume pe aici și au dat seama instant că scodat. În fine, și n-am mai avut timp, dați seama, după aia 20 de kilometri, adică poate unii dintre voi faceți 100 de kilometri pe zi cu bicicleta, după aia 20 de kilometri am băgat un somn de parcă n-am mai dormit de un an de zile. Și n-a fost destul de complicat, după a doua zi m-am trezit, am fost la ziua cuiva și tot așa am stat până pe la 3-4 și n-am mai putut de somn. Bă, stați, avea mai multe gloanțe? No, n-avea, el on 5-7-ul. Am fost iar rupt de oboseală și n-am mai avut niciun chef și ieri nici nu știu ce am făcut. Ieri cred că am dormit efectiv toată ziua. N-am făcut absolut nimic, de aia n-am mai postat nici live-uri, nici nimic. Dar na, este un orar destul de greu și pentru mine, având în vedere cât sport fac eu. Bă, am crezut că l-am omorât pe a mea, având în vedere cât sport fac eu, să-mi fac atâta efort dintr-o dată, având în vedere că toată carantina asta am stat numai în casă. Vă dați seama că mi-a dat daună total. Ok, și hai să vorbim și despre titlu, cât de cât, așa, să nu mă înjurați. De ce scrie în titlu că o să avem parteneriat cu alt cheat? Ei bine, acum câteva zile nu prea verific eu e-mail-urile, adică de obicei când verific e-mail-ul nu se poate să nu fac parteneriat cu cineva. La câte cereri de parteneriate primesc zilnic, când mă uiși o dată pe lună sau o dată la două luni pe e-mail, n-am cum să refuz ceva de acolo, pentru că sute de cereri de parteneriat. Și am văzut o cerere de parteneriat de la un nou cheat care zice că se va lansa probabil prin decembrie și mi s-a părut super, super interesant cheat-ul. Cheat-ul este momentan doar de CSGO, dar mai uiți bății că o să se extindă și mi s-a părut super șmecher. Și având în vedere că eu joc deja cu Unity de 2 ani și ceva, poate aproape 3 ani de zile, deci aproape 3 ani de zile am cu Unity, 2 ani și vreo 8 luni, am zis să mai schimbăm un pic foaia, să jucăm și noi cu alte cheat-uri, să vedem cum e. Și cheat-ul ăsta chiar mi se pare compromițător, adică arăta super fain și vizualele erau super faine și funcțiile, mă rog, sunt funcții care se găsesc și pe alte cheat-uri, într-adevăr, dar mi s-a părut super șmecher și băieții au zis că lucrează la nu știu ce sistem, să-l facă nedetectabil, nu știu ce, că o să fie nu știu ce tehnologie, că m-au văzut băieții, că m-am mirat la chestia asta cu Unity, că au băieții de la Unity kernel făcut să-ți dai restart la calculator, să-l faci pe Windows-ul de la Unity și na, băieții au zis că au altă șmecherie, o să vedem acum când o să se lanseze cheat-ul cum o să fie. Eu v-am zis doar așa, să știți, o să mai jucăm până în decembrie când o să se lanseze cheat-ul ăla, o să mai jucăm cu Unity și probabil o să, după aia probabil o să ne mutăm pe el. Acum nu știu, o să vedem cât de fain o să fie, o să joc cu el și off-camera. Și dacă mi se pare interesant, o să ioi. Ce m-am speriat ăsta, să moară Jaxana, să moară Jaxana și a picat ceva. Mai e unul, mai e unul. Asta are P90, asta trebuie neapărat omorât. Pentru că are P90 și îmi trebuie P90-ul lui.
Și mi s-a părut super, super interesant. Și tu, uite, uite picioarele, uite picioarele, băi, picioarele, băi. Așa. Și mi s-a părut super, super interesant. Și eu zis, bă, de ce nu? Adică, până la urmă, joc Unity de atâta timp. Mi s-a și luat, credeți-mă, mi s-a și luat de atâta Unity. Și eu zis, bă, frate, dacă tot băieții promit chestii mari, hai să vedem dacă o să meargă. Și eu sper să meargă, adică sper să fie totul ok la citul ăla, pentru că na, ne-am zis la băieți, bă, da, eu fac video-uri, le-am și promis. Mi-au dat câteva poze, nu pot să vi le arăt, băieți, mi-au zis încă să nu vi le arăt, pentru că, na, puii mei, e... Nu poate să știe toată lumea înainte să lasă zici și tu cum o să arate, știi? Trebuie să fie așa o chestie, o premieră, să zic așa. Sper să fie tot ok, o să facem live-uri, mamă, sper că până de Revelion să fie citul ăla, nu știu, anul ăsta, nu știu, adică bine, n-am mai făcut de vreo 3 ani live-uri de Revelion. Înainte știți că aveam noi ăsta, obiceiul ăsta să facem live de Revelion, să numărăm acolo secundele în Revelion, era ca un fel de Revelion cu Dan Negru, dar în ultima vreme n-am mai făcut chestia asta, pentru că, na, vă dați și eu seama, am petrecut și eu Revelionul cu familia, cu asta, bă, după atâta timp de Revelion făcut cu abonații. Oh, salut, frate! Dacă îmi dai cu cuț... Unde mi-a zburat ținta? De ce mi-a făcut ținta așa? What the fuck? Vreau să zic cum mi-a făcut ținta? Da, după atâta timp petrecut cu voi, trebuie să mai petrec și eu timpul cu familia, deci nu știu dacă o să facem Revelionul anul ăsta împreună, dar probabil că, na, adică dacă eu oricum eu cu familia stăm acasă, mai ales de Revelionul ăsta cum e cu COVID-ul și astea, nu putem să mai fim 100.000 de persoane, deci nu știu, e șansă 50-50, nu știu, vedem anul ăsta cum o să fie Revelionul cu Raul 2K. Ok, hai să vedem dacă câștigăm meciul ăsta. Bă, pe contul ăsta, deci inițial am vrut să joc un meci de Wingman, dar mi-am amintit, pentru că acum, mamă, frate, mi-am amintit că acum vreo 2 săptămâni m-am întâlnit cu niște abonați pe stradă și mi-au zis, bă, frate, mai postează și tu Danger Zone, și am zis, bă, hai, frate, trebuie să-i mulțumim și pe băieții aia doi cu care m-am întâlnit pe stradă. Așa că am să filmez Danger Zone, dar eu pe, bine, nici pe Danger Zone n-am rank și mi-a scos rankul și pe competitiv, nu pot să vă arăt acum că nu merge tabul, dar mi-a scos rankul și de pe competitiv, pentru că am jucat pe live cu voi, v-ați luat careva bani și napui mei, nu știu dacă o să mai joc pe live-uri de pe contul ăsta, probabil că pe live-uri o să am un cont făcut special pentru live-uri ca să nu mai, na, că vă luați și voi bani, na, mai sunt oameni care nu știu să ascundă hack-uri, mai ia bani băieții și am zis să nu mai... Să nu mai iau direct în continuu pe contul ăsta, pentru că joc cu abonații și probabil că pe viitor o să-mi iau alt cont. Și mamă, zic că regulanțete cu ăsta. N-are regulanțete cu ăsta, așa. Am crezut că mi-a la 5-7. Și pe viitor o să avem alt cont pentru live și contul acesta pentru competitiv și pentru episoade în general, pentru că vreau să-l aduc efectiv, nu știu care, dacă știți care e scopul acestei serii, mă rog, acestor serii, pentru că e și competitive și Wingman Hacking și Danger Zone Hacking, este să aduc pur și simplu acest cont sau, mă rog, contul pe care joc în perioada respectivă în cel mai bun rank pe toate modurile de joc, adică pe Danger Zone sau Winter Fox Elite ăla sau cum se numește, sau Hunter Fox sau nu știu rankurile din Danger Zone, și Global Elite pe putem să distrugem zona ăsta, drona, hai că am distrus-o dacă e global pe Wingman și global pe matchmaking. Mă scuzați dacă mai fac greșel, dar e super târziu, eu nu știu, e 1 noaptea, eu a doua zi, mâine am a doua zi, a doua... Auzi la mine, bă, analfabetă-s, mă, mâine prima oră am, ok, hai, salut, frate, hai, salut, frate, nu ne băgăm, nu ne... O tras, prostul, opa, mi-a dat nade, ok, l-am omorât, mâine prima oră o să am... Încep cu mate, nu știu ce oră am, dar cred că am mate și nu. Iui, ce m-a speriat ăsta, futus familia, mă, ăla cred că are cheat, nu știu de ce am impresia. Mă, cum adică redeployment cutoff in 10 secunde, bă, bosule? Păi da, bosule, ce e asta? Ok, select your redeployment, zona, bă, dar nu știu cum e zona, mă, aici e cu echipierul meu. Ok, ne dăm drumul aici, ne dăm drop aici. Aici este fratele meu, bă, dă-și mie un drop, dă-și mie un... Aoleu, tragă ăștia după mine, deja tragă ăștia, dă-i de pula mea, tragă ăștia după mine, dar nu mă omorâți, mă. Repede, un P250 de aici, gata. Ok, hai să-l omorâm pe ăla, bă, ce mi-a sărit ăsta în față, tu-s gâtul, mătii, cu AUG-ul, mătii. Mă oftic că m-a omorât ăla, deci mă oftic la maxim, dar o să-l omorâm noi pe băiatul ăsta aici, pe băjetul ăsta aici. Hai, boss. Hei, nu, dar nu vreau să mă duc. Am crezut că nu pot să sar aici, pong. Și am luat SSG-ul, fraților. Și cu SSG-ul începe să vină zona, începe să avanseze repede, să luăm banii ăia. Nu vine zona, nicio șansă la bani. Mamă, ăsta n-avea nimic la el, n-avea și el ceva frumos aici. Mai 7 inamici în viață. N-am niciun d-ăsta de heal. Dar o să-l omor pe tipul ăla de acolo. Pong. Enemy squad eliminated. Oh, le vine zona cu, vine zona cu, frate. Hai și tu, băiatul cu acau, băiatul cu acau, băiatul cu acau, bam, zbong. Dăm un pic. Mamă, încă un enemy team eliminated, cum îmi place mie să zic, bă, băieți.
Îi dăm un nou scop la asta sau sal? Îi dăm un nou scop? Nou scop? Oh, ok, ok. Ok. Hai. Hai, frate, dă-i pic, frate. Nu. Ah, sper să nu mor aici. Mamă, dacă mor, sunt cel mai mare dobitoc dacă mor aici. Dacă mor, sunt cel mai mare dobitoc. Bravo, frate. Putea să mă moare bomba asta. Ah! Ok, unul mort. Bă, dar ce dracu nu moare ăla, mă? Ala-i tati, ala-i tati, mamă ce am bătut pe ăștia. Ok, hai să vedem dacă, mamă, e în 4-4, clar. I want this shit, man. Adică, știți ce zic? Bă, dar n-are nici care pe aici un... O seringă de aia să-mi dau și o heal. Seringa aia zic, aia zic tati, îmi plac seringile. Mă sunesc că vorbesc așa mai încet, poate pare că vorbesc așa să nu vină mama să mă bată, dar chiar așa e, adică e drec unu noaptea în timpul școlii. Și na, dacă mă prinde că filmez la ora asta, poate s-ar putea să mi-au bătaie. Am le dau și așa un pic satisfacție haterilor, să zic așa. Ăsta pe cine drecu? Ăsta ce are cu drona, frate? De ce cum îl cheamă pe ăsta? Am crezut că îl cheamă pedofilia, dar în fine. Pedro Punchila. Ok, e tipul ăsta cu hack-urile. E tipul ăsta cu hack-urile. Tu zgâtul tău. Hai tu zgâtul tău. 3-5-a. Tu zgâtul tău. GG, bă băieți. GG. First place. Tipul ăsta cred că avea cheat. Ia să mă uit un pic la el să vedem cum l-a omorât pe prietenul meu. Predopilia. Hai să vedem cum l-a omorât. Mie mi se pare ăsta care e un pic cheat. Nu știu ce să zic. Adică... Sau e chiar foarte bun. Poate fi foarte bun cu ăsta. Nu, chiar nu port aici care ci duci aici, am dat eu imediat insta head. Chong! Nici nu m-a văzut, coi. Nici nu m-a văzut să moară Jack Sara, că nici nu m-a văzut. Bă, fraților, o să vă aștept, bine, eu încă n-am rank. Vedeți, mi-a expirat. Mi-a scos pentru că am luat party member band. Când am intrat în CS direct, văd party member band, mi-a scos rank-ul. Pe Wingman nu avem rank, o să jucăm probabil fix următorul episod, poate o să fie unul de Wingman ca să vedem. M-a adăugat omul ca să-l boosteți. Fii atent ce shake. Următorul episod probabil o să fie de Wingman ca să primim rank-ul și aici și după aia o să începem din nou cu prime hacking-ul ăla blană și pe viitor și alte jocuri. Oricum, bă, băieți, de-abia aștept să se lanseze acel cheat care mi-a dat propunere de partener ca să vedem și noi cum e. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, hai să strângem măcar 500 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!